Bună, bună! Cu micuța pe lângă mine, pe aici. Cred că se chinuie să facă ceva. Punem pe uliță? Mergem pe uliță? Hai! Hai, să faci pe uliță! Hai, repede! Hai la uliță! Am vrut să o păcălesc, dar hei, nu merge treaba să facem la uliță. Uite! Am câteva cumpărături alimentare de astăzi, nu multe, dar interesantuțe. De la Lidl și de la Carrefour și am zis, ca să nu ne mai întârziem, să filmăm totuși și să vă arăt și câteva cumpărături alimentare cu această minunată freză. Și avem așa, păstrăv, pentru că o să fac pentru micuța mea și pentru soțul meu. Și a costat 18,80 lei, două bucăți de păstrăv, o să facem, nu știu, la cuptor, ceva de genul acesta. Apoi, pentru ea am luat aceste pliculețe bio, am mâncat unul, mă rog, al doilea am desfăcut, dar nu l-am mâncat încă, care arată cam așa, i-am luat cu piersicuță mango, piersici și mango și măr, pere, piersică, mango, nu, apple, măr, piersică, mango, pat înăuntru, costă 10 lei, am cumpărat popcorn, s-a schimbat ambalajul, dar dați pe 4 bucăți înăuntru, o să-l și desfac să vă arăt, 4, 3, pardon, care arată așa la interior, dar dați 4 lei și ceva până 5 lei pe 3 bucăți, deci nu 4 lei și pe o singură bucată ca cel de la CIO, este exact același gust. Am luat ceva sucuri instant, e un leu și ceva una, sunt exact acele de la Maggi, așa, Knorr, dar costă un leu și ceva și nu 3 lei și mai mâncăm din când în când, inclusiv eu. Apoi vrem să facem o ciorbică de sfeclă, așa că am luat sfeclă din aceasta în vid, gata, fiartă. Eu cu asta fac, îmi fac super, super bine, este super bună, cooked. 4 lei și ceva una, 4 lei și cu 15 bani bucata. Și de la Lidl am mai luat niște pere, pentru că vrem să mai luăm și alte fructe. Nu e gol, mama. Și sunt așa mari, de la pere conference. Ceva de genul. Sunt bune, sunt gustoase, îmi plouă în gură, sincer să vă zic. Atât am luat de la Lidl. Mamă, nu cred! A făcut o treabă, a pus pireul aici. Și acum am pat cu lingurița? N-a cu cel papi. Iar de la Carrefour am luat așa, în primul rând roșioare, am dat 10 lei și un pic pe 1 kg și un pic, e 9,99 kg. Să știți că sunt foarte bune astea de la Carrefour, de-aia am luat iară de la Carrefour. Sunt și mai ieftine. Miroase efectiv a roșii și ia uitați cât sunt de drăguțe. Am făcut o salată acum o două zile cu roșii de la Carrefour și a fost extrem de gustoasă. Lăsați ziua mai aia care trebuie la salată, așa că am luat tot de la Carrefour. Apoi am luat o salată verde. Aș fi vrut din alta, dar am găsit, așa că am luat una din aceasta. Nu mai știu cât am dat pe ea, nu am bonul, vreo 3 lei și un pic, cred că m-am uitat că cam atât costa. E la ofertă la Lidl săptămâna asta, dar dimineață nu m-am gândit să cumpăr salată și acum am gândit să-mi iau. Apoi am luat o sticlă de lapte pentru micuță, am luat o plasă de la Napolact, am mai luat eu de la Zuzu, este foarte consistent, să știți, spre deosebire de alte tipuri de lapte din care mai cumpăram eu, știu că sunt mai ieftine, dar ăsta e foarte, foarte bun pentru micuță, pentru că noi o să ținem post săptămâna asta. Sunt viitoare de acum, eu am ținut săptămâna asta, dar n-am putut să merg. Apoi pentru, da, știu, pentru soțul meu am luat, n-am știut, am portat NG 3 lei și un pic o punguță din aceasta. Și pentru mine am luat de post de la Alca. Nu mai știu cât au costat astea. La Carrefour am cheltuit în total 150 de lei. Am luat și un pachet de țigări pentru soțul meu. I-am luat micuței mele o sticluță de suculeț din acesta, de pepene roșu. Am luat și o guiță, n-am băut suc. Al tău este, am luat și o gură. Ce scuze. Păi lei și un pic, am luat și o gură. Am luat și o gură, pe pentru micuța am mai luat Eugenile astea croco, că îi plac ei, o 65 de bani bucata. Pentru mine am luat o bere fără alcool, cooler cu grefuit, pentru că îmi place mult. Pentru soțul meu am luat... A, dar nu vărsa pe mine! Mulțumesc! Dă-te de aici că te-ai udat! Dă-te! Treaba. Am luat banane și au costat 8,44 lei, 6,99 lei kilogramul. Acai, da, nu mai da pe mine, nici pe tine. Castraveți, din care am mai cumpărat, dar sunt foarte buni, 500 de grame, într-adevăr, scump 13 lei, dar sunt extrem de buni, să știți, gustoși.
o legătură de ceapă verde, nu știu exact, 2 lei, cât a fost. Și multe mere, 3,99 kg, astea au fost 7,30 de aici, mari și frumoase. Și mai am un lucru aici. Am luat borș de la Maggi 1 plus al doilea la 50% și a costat 4,15 lei, două bucăți, acesta cu varianta cu legumițe. Deci am mai cumpărat ăla de la Knorr sau Delicat, am luat ăsta de la Maggi, da, de la Maggi. Vreau să fac o ciorbă de secle și vreau să fac o fasole, o mâncare de fasole de post. Pentru la viitoare am mai cumpărat niște apă minerală pentru că vreau să fac plătite de post și am primit gem de caise de la soacra mea și o dulceață de cireșe și de la mama am două borcanele de tocană de legume super, super bună, având în vedere că vrem să ținem post, o să ne prindă super bine și am mai luat două pungi de pufulețe de ciuperci de la Gusto, ăștia ne plac nouă, un leu și ceva punguța și niște bere pentru soțul meu, am luat bere Newmark la doză, nu călca acolo că e ud, mami. Apa minerală am luat-o pe asta de la Dorna, am crezut că e Poiana Negri, n-am știut că e și Dorna. Poiana Negri am luat două, îmi place mie mult și haideți să vă arăt și berea. Aveți aici un amic care vă arată ceva, vreți să nu mă pun cu curu. Arăți și acadica? Avem și o acadică. Și am luat berea asta, 16 lei și un pic, 5 plus 1 de la Neomark, pentru soțul meu astăzi și mâine cel mult, pentru că tâna viitoare, așa cum am zis, vrem să ne împărtășim cu toții, toți trei, așa că ținem post. Cam asta a fost toate cumpărăturile și cam asta am făcut pentru moment, dar cu siguranță ne mai auzim iarăși, pentru că da, am dat drumul nou daily vlog. Cel de săptămâna trecută vine, că a apărut sâmbătă. Sâmbătă foarte târziu, să știți că l-am încărcat la 8 dimineață, doar că efectiv nu apărea, tot apărea acolo în așteptare, când vedeam să văd ce înseamnă statusul acesta în așteptare, că nu știu ce verificări fac ei ca să poată să apară pe YouTube. Încă este seara, este sâmbătă seara și încă nu a apărut, nu știu să vă zic la ce oră apare, sper din suflet să apară. Dacă nu, o să-l șterg și o să-l mai încarc o dată pentru că altă variantă nu am. Vă las pentru că pentru seara asta în planul să termine documentarea, este deja ora 8 fără 20 și vreau să fac ciorbă, vreau să fac fasole, vreau să fac plătite, pentru că mâine vrem să fie o duminică în familie frumoasă în care nu stăm să gătim pe la bucătărie. Deci o să-mi fac o cafea cu lapte de soia. Este foarte bun laptele de soia de la Lidl, să știți, foarte gustoasă cafea, nu-i schimbă prea tare gustul. Am încercat și cu laptele de ovăz de la Lidl, dar nu mi-a plăcut și nici cu cel de cocos nu mi-a plăcut. În schimb, cu ăsta de soia îmi place mult. Vă las și ne auzim puțin mai încolo pentru voi, dar pentru mine cu siguranță mâine sau poi mâine. Bună dimineața dintr-o zi de duminică, 2 aprilie. Mi-am dat seama că am dat drumul daily vlog-ul acesta ieri, 1 aprilie și mi-am mai dat seama că ieri, 1 aprilie, nu am păcălit pe nimeni. Da, m-a păcălit soțul meu însă. Stați să-mi înghit guma. Scuzați capul. Este dimineață, este, mă rog, nu e chiar foarte dimineață, este 9:30, suntează de pe la 8:30. Mi-am făcut o cafeluță, am coborât, m-am alintat puțin cu micuța. A fost foarte frumoasă dimineața, am dat pe tralala și am dansat acolo amândouă, sărit, ați opăit foarte frumos. Și am coborât să-mi fac o cafea, pentru că este duminică, așa cum ziceam, și văd că este soare afară, ceea ce mă bucură foarte, foarte tare. Și vreau să mergem puțin în oraș. Trebuie să trească, evident, să mă aranjez puțin. Mi-am făcut deja rutina de skincare. Dar vă spuneam că m-a păcălit soțul meu ieri, da. A venit în casă dimineață. Eu m-am trezit în jur de 9, fără ceva ieri. Și îmi zice că ai văzut ce frumos am florit cireșul. Și eu mă uit pe geam, mă uit la el, nu văd nicio floare. Zic, ce, Doamne? Și zic, unde? Zice, vezi, mai lângă tulpină, mai pe vârf, nu știu unde. Și după aia începe călal de 1 aprilie. Deci, efectiv, nu mi-am dat seama. Nu eram chiar atât de adormită încât să-mi dau seama, nu știu ce a fost. Mă gândeam că sunt câteva flori pe care nu le văd eu sau nu știu ce era în capul meu. Ideea este că am fost păcălită de 1 aprilie. Și sunt curioasă să-mi spuneți și voi dacă ați păcălit sau dacă ați fost păcălită la rândul vostru de 1 aprilie. Eu mi-am făcut o cafeluță și am intrat repede cu toate că nu aveam de gând din două motive. Primul, să vă spun că aseară am reușit să gătesc, am făcut ciorbică de sfec, am făcut o fasole care este atât de bună. Și am făcut clătie de post. Dar am pus mâncarea, eu îl pun afară pe terasă, pe masă, la răcit, cu capac.
Dar eu am o pisicuță momentan. Am avut motan și acum am pisică de ceva timp, de anul trecut mai exact. Și se cam adună motani în jurul casei, drept să vă zic, ceea ce nu mă prea încântă. Dar ceea ce nu mă încântă absolut deloc este faptul că aseară și-au băgat nasul în mâncarea mea de fasole. Care nici măcar nu era cu carne, că era de post, ceea ce înseamnă că o să trebuiască să muncesc să mai fac o altă mâncare de fasole. Pentru că nu cred că a ajuns în tigaie, pentru că tigaia este foarte înaltă, dar sunt urme de noroi pe margine și mi-e teamă să nu fi căzut păr în mâncare. Și nu, nu, nu putem să o mâncăm, o să o dăm la căței, din păcate. Dar da, am început dimineața foarte bine, soțul meu a venit să mă anunțe că pisica sau motanii care vin în vizită pe la ea și-au băgat nasul în mâncarea mea. Ceea ce înseamnă că nu o să primească mâncare câteva zile pentru că se adună la mâncarea ei și asta mă deranjează foarte tare sau îi dau un pic pe care îl mănânc atât atunci de față cu mine și atât. Da, nu sunt deloc încântată, asta i aveam plan bine stabilit ca să nu intru în bucătărie decât să-mi fac o cafea sau să pun de mâncare, dar fără să mai deschid aragazul. Se pare că nu o să meargă, din păcate, pentru că de mâine încep munca și sincer prefer să fac de astăzi și de mâine să stau liniștită. Și al doilea motiv pentru care am intrat este să vă arăt un produs pe care nu vi l-am arătat ieri. V-am arătat eu că îmi luasem de la Pep cu niște colănței din colecția Cardio Bunny, și v-am spus că mă împac extraordinar de bine cu ei, am folosit la sală și sunt divinisimi. Și v-am spus că îmi pare rău că nu mi-am luat și tricoul, dar nu-l găsisem. Așa că ieri am intrat într-un Pepco și mi-am luat acest tricouaș. Am intrat în Pepco de fapt pentru că am fost cu mama la câteva cumpărături și am intrat în mall să iau o pereche de căști, pentru că îi se stricaseră celelalte și întâmplarea fericită a făcut ca standul acela de la căști să fie pe același nivel cu Pepco și zic, haide să intru repede și apropo de asta, abia aștept să fac haul-ul Pepco de luna aceasta. De fapt, să fac cumpărăturile Pepco de luna aceasta, în primul rând, pentru că am văzut că au adus foarte multe noutăți. Ieri tot puneau pe rafturi. Magazinul din mall este mai micuț, dar găsești chestii pe care Pepco cel mare nu le-am găsit. Probabil acela este foarte vizitat, din câte știu, și atunci este posibil ca stocurile, cu toate că este un magazin mare, să se epuizeze mai rapid. Cu toate că eu am și spus că mi se pare normal să aibă stocuri mai mari, dar în fine, asta este o altă discuție. Ideea este că abia aștept să fac haul-ul Pepco. Dar în Pepco cel din mall, în care am intrat ieri, în mallul Vertura din Botoșani, am găsit tricoul! Set de la pantalonaș, tot din colecția asta Cardio Bunny, care mi se pare absolut genială. A costat 32 de lei, mi s-a părut destul de mult, dar hei, o să-l am mult și bine și o să-mi folosească. Cam așa se prezintă el, îmi place tare mult care chestia asta așa, aici, cu găuică. L-am probat și la spate vine cu danteluța asta, dacă pot să-i zic, plasă mai mult. Și ne scrie aici iarăși Cardio Bunny, l-am luat în aceeași mărime ca și pantalonii, adică mărimea S. Îmi place mult, mult, mult de tot, l-am probat acasă. Nu e materialul la fel de tare ca cel de la colanți, dar este bun, îmi place și abia aștept să mă duc la sală luni cu el. Și mi-am dat seama, când am ajuns acasă, că trebuia să mă uit și de bustieră. Pentru că știu că au fost și niște bustiere foarte, foarte faine. O să mai intrăm oricum în Pepco. În ăla mare, nici nu știu dacă să mă duc în ăla mare, pentru că în ăla știu sigur că n-am să găsesc colecția asta Cardio Bunny. Nu știu, poate eu fac o așa, o vizită rapidă și la unul și la celălalt. Și le împreunez așa și facem un mare haul Pepco. Pentru că da, o să facem și luna asta un haul Pepco și abia aștept luna asta. O să fie o lună așa frumoasă, în care am câteva clipuri pe care mi-am propus să le fac și abia aștept. O să decorăm împreună living-ul, o să avem și un secret bunny, nu vă zic cu cine, dar abia aștept și această experiență, ca să spunem așa. Nu știu, îmi place extrem de tare când primești chestii pe care când nu știi ce o să se afle în cutie. Hol și Yin aș vrea din suflet să fie, dar dacă nu primesc și ce mai știu, trebuie să primesc în contul acela de PayPal undeva la 25 de lire. 25, mai mult de 25, cred că vreo 30 să mai primesc. Sau 35 pe acolo, în fine. Aș vrea să am măcar 100 de euro atunci când placez o comandă. Da, o să eu zic că o să fie o lună frumoasă, și vreau să fac neapărat try-on-ul, vreau să facem un get ready with me cu produsele de make-up pe care le-am cumpărat în ultima vreme și m-am hotărât să fac un clip de ieftine și bune. O să fac așa, o să adun câteva produse ieftine și bune pe care vreau să vi le recomand și scumpe, și au și produse pe care eu vi le recomand că ați putea să le încercați, mie mi-au plăcut, dar am făcut favorite. Dar, ca să nu uit, vreau să-mi cer scuze pentru că clipul de favoritele iernii am văzut datorită unei prietene care mi-a spus
Că se întrerupe brusc la 20 de minute, clipul avea 45 de minute. Am muncit foarte mult, credeți-mă, foarte mult. Adică am filmat 45 de minute pe care le-am și editat. Nu e puțin timp, am pierdut mult timp. Mi-a spus să întrerupe brusc, am intrat și am văzut că s-au încărcat doar 20 de minute. Cred că a fost o problemă de la YouTube, știu că am mai pățit o dată cu un clip, efectiv nu reușeam să-l încarc, orice aș face, nu se încărca decât vreo jumătate. Nu am realizat decât după o săptămână când mi-a spus prietena aceasta a mea și am șters clipul deja din telefon, nu-l mai am. Așa că pentru partea de produse pe care nu ați reușit să le vedeți, pentru că vă spuneam la început că o să vorbim și despre altceva decât despre produse cosmetice, produse de îngrijire. N-ați văzut partea de produse cosmetice și mai erau încă două produse. Așa că o să fac un clip separat în care o să vă spun ce produse cosmetice vă recomand eu, care sunt favoritele mele și ce vă recomand. Bun. Atât pentru astăzi. Mă duc să-mi beau cafea afară la soare, să-i dau micuței să mănânce, să-mi întinge cuțele. Știu că este duminică, le-am spălat aseară, să știți, dar vreau să le pun afară să se întindă. Am spălat două geguțe ale soțului meu și două ale micuței mele, dar destul de târziu aseară să termina mașina de spălat și nu am mai ieșit să le întind. Le întind acum, iar noi ne mai vedem cu siguranță în acest daily. Poate, probabil că acesta o să intre vineri și abia luni altceva sau nu știu, o să vedem în funcție de ce reușesc să filmez astăzi, dacă reușesc să filmez un clip pentru mâine, pentru că am, în primul rând, multe produse terminate pe care vreau să le filmez și să scap de ambalaje, pentru că, hei, când să facem curat, a apărut și micuța. Hello, bine, mami! Oh, drăsuța lui! A apărut micuța! Bună! Nu cafeaua lui mami. Ai venit la cafea? Și tu ce? Și tu ești mic! Tu nimic, că ești mic! Și tu? Nu, tata? De pup. Hai de pup! De pup, măță! Nu, pup în gâtul! Ce-i acolo? Atitu! Atitu acolo! Atitu! Ce-i acolo? Nu, nu! Ce faci? Nu e a tău, e a meu. Te iubesc. Și tu ce? Hai tu. Ei, nu da jos. Hai, nu da jos, te rog. Vă lăsăm că asta mica mea e. Vreau și eu că e mică. Ce ca de mama. Ce mic. Ce micuț. Vă lăsăm și ne auzim puțin mai încolo. Bun, bun, am revenit. Dacă vă era dor de mine, dacă nu vă era dor de mine, oricum am revenit. Am fost puțin în oraș cu micuța și cu soțul. Ne-am plimbat puțin. E soare, dar bate vântul, așa că am un cap, după cum vedeți, mi-a făcut vântul ce a vrut din el. Vreau să vă arăt machiajul, că mi-a plăcut tare, tare mult ce mi-a ieșit. Cam așa. Pare că mi se potrivește tare, tare bine. Și am zis că vă arăt și ținuta, dar trebuie să întoarcem camera și trebuie să vă mai arăt ceva. Vreau să vă arăt tabloul de 8 martie. Da, în spate vedeți patul, care nu e chiar aranjat. L-am făcut așa, rapid, de dimineață. Am un tablou de genul acestuia. Ăsta este de anul trecut de 8 martie. Și avem și de anul acesta de 8 martie. Avem și felicitări pentru bunici. Haideți să mergem să văd. Să vă arăt totuși. Avem așa, pentru mămică, mă rog, aboțit-o asta mica mea. Arată cam așa. Ia uitați cât de frumos. Tabloul e așa cu mine și cu micuța, dar e dimensiunea celui de anul trecut. Și avem tot așa, dar doar cu fetița pentru bunicuțe. Ia să vedem noi pe unde le-am pus, că le-am strâns de asta mica mea. Stați așa să mergem jos, că eram la etaj. M-am dus să mă schimb, de fapt, că ajunsesem acasă. Dar haideți să vă arăt. Ta-ra-ra-ra. Micuța e obosită, e pe acolo pe pat. Ăsta este tabloul. Ia, e în folie, dar nu l-am scos încă. Cam așa. Pare super drăguț. Și pe aici, pe undeva, am pus eu și a bunicuțelor, ca să nu umble asta mică a mea. Uha, unde le-ai fi strâns? Le-am strâns bine, că asta mica mea avea treabă cu ele și să nu le boțească. De asta am și uitat să le duc ieri bunicelor, pentru că am fost ieri la ambele în vizită. Nu le-am pe aici.
Nu sunt nici pe aici. Nu știu unde le-am pus. A, uite că le-am găsit. Le-am găsit. Așa. Avem așa. O poză cu mami și cu fetița. Apoi, astea sunt pentru bunicuțe, cam așa. Mi se pare spedăguță, avem un fluturaș aici, în colțul din dreapta, pentru că Adela este la grupa fluturașilor. Și cam așa se prezintă și iată ce ne și scrie frumos aici. Mi se pare super drăguțe și abia aștept să le și dau bunicelor. Ieri le-am dosit așa de bine că am uitat de ele și nu le-am văzut unde erau puse, de aceea nu le-am dat. Da, astăzi avem de gând, vreau să fac un pește pentru micuță și pentru soț. V-am arătat ieri că am cumpărat niște păstrăvi, pentru că de mâine o să țină post și soțul. Nu o să țină, o să țină și soțul, pentru că nu o să pun micuța să țină post. Micuța e aici. Hello! Bună! Ce faci? Bună? Ce faci? Au, 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 ce faci? Unde fugi? Unde fugi, perluță mică? Da, de ce te pui la mine în brațe? Stai bine? Au, au, ești grea. Hai, stai pe pat, nu stai la mine în brațe. Hai, du-te pe pat. Că mami se duce să se schimbe. Hai, stai acolo. Rămâi acolo, că mami se duce să se schimbe. Mergi tu? Hai și tu. Mergem sus să ne schimbăm. Cam asta este tot ce am să vă transmit astăzi și cred eu că ăsta o să fie clipul de mâine, luni, 3 aprilie. Dar mami vrea să... Hai, prinde becul, hai. Poți? Nu ăla. N-ai aprins bine. Celălalt. Așa, stai, stai de drumul la mânuță un pic. Asta îl închidem. A mea vrea să aprindă luminele peste tot pe lume. Nu plec fără tine de mâna. Nu putem să plecăm fără ea. Trebuie să dăm mânuța, urcăm scările. Am aprins și becul că doar e ziua în amiaza mare. Și de ce nu? Da, mergem sus, ne schimbăm și sper să facă puțin nani ca eu să pot să pregătesc de mâncare. Fasolea am dat-o la căței că, na, de ce nu? Gata, lasă pe mami, ai venit sus. Și noi o să ne mai vedem puțin tel mult mai încolo, adică în următorul clip, probabil, pentru că în acest an nu cred că mai am ceva să vă arăt. Nu mai țin minte. Știu sigur că vreau să vă arăt tabloul de 8 martie pe care noi l-am luat de la grădii, de la creșă, mă rog, săptămâna trecută, miercuri, pe, nu știu cât era, 29 martie. Ne-am făcut de 8 martie, dar a mea micuță nu a mai mers la creșă de o săptămână jumătate și nu veniseră până cumva a mers 8-9 10, 11, 12 a fost weekend, 13, 14, 15, 16, atunci n-am mai fost la creșă și veniseră chiar în săptămâna asta când a început să meargă iarăși micuța mea la creșă. Da, v-am nebunit. Cam asta pentru astăzi, cam asta pentru acest daily vlog. Cred că este destul de scurtuț, dar sperăm să avem, un clip mai interesant vineri, când fie facem empties, fie facem try-on, fie facem un make-up împreună cu produse pe care le-am cumpărat în ultima perioadă, pe care le-am tot arătat, dar nu am apucat să le testez și nu le-am testat singură, să știți, aștept să le testăm împreună. Cam asta am să vă transmit astăzi. Am uitat să vă spun, apropo, pe ten, să știți că machiajul mi l-am realizat cu fondul de ten de pe Shein. L-am amestecat puțin cu o nuanță mai deschisă de la Giordani, pentru că e destul de închisuț, dar se comportă super, super bine. Eu sunt super încântată, ia uitați. Așa ca idee, vedeți ce glow frumos are? Bine, are glow, evident că am dat și puțin iluminator, dar foarte puțin, deci să știți că el în sine se comportă super bine, are acoperire mare, știți că am zgaiba aici care nu se vede și mai aici, pe aici pe undeva, care la fel nu se vede, așa că are acoperire destul de bună. Eu îl recomand, are și un preț destul de bun, cred că e vreo 7 euro, cu reducere... E și mai ieftin. Pentru că al pe Shein, dacă cumpărați, eu nu cumpăr sub 90 de euro, am reducere de obicei 20%. Așa că, practic, l-am luat cu 7 euro minus 1,40 euro, cu 5,60 euro. E un preț bun, transportul este gratis și produsul îmi place că este hidratant, așa și scrie pe el Skinfinite Hydrating
Fond de ten, nu-mi vine în engleză cu. Dar e hidratant. Despre asta este vorba. Bun, noi ne vedem în următorul clip. Vă mulțumesc dacă ați fost alături de mine și în acest clip și să aveți o săptămână cu spor. Vă doresc. Bye, bye!